dar știați voi bine ce știați, că dacă e joi facem pilates la Vorbește Lumea și alături de noi este, cum să zic, sportiva care își menține mușchii cel mai bine controlați din lume. Luminița Petrișor, salut, bine ai venit! Bine te-am regăsit! Am uitat mai devreme la Luminița. A exagerat puțin. Făceai ceva pe exager ăsta, cum îi zice? Exocior, așa? Se cheamă. Făcea Luminița o chestie din aia cu un picior în sus și cu unul în total alt punct cardinal și m-am gândit, oameni, ferești, există oameni care pot să facă așa ceva. Bun, ce facem astăzi? Dar, dincolo de asta, pilates, așa cum spuneam, antrenează întregul corp, dincolo de exercițiile care sunt poate ușor acrobatice pentru unii. Da. Da, de fapt, mușchii mici, stabilizatori, sunt cei care efectuează absolut totul. Și abia mai apoi, într-adevăr, după mult exercițiu, ajungi să faci și acele mișcări care sunt foarte frumoase, așa, de departe. Așa o să mă uit la tine astăzi, că foarte frumos se vede și vreau să-mi explic pentru, așa, pe limbajul tuturor, ce putem să facem noi dacă ne apucăm de pilates? Dacă ne apucăm de pilates, o să obținem un corp structurat, un corp conștient, mușchi care lucrează simetric, o să obținem un spate drept, un spate articulat, care susține foarte bine coloana vertebrală. Vedeți poziția mea aici, pelvisul este stabil, abdomenul este înăuntru, brațele se mișcă, dar în ciuda acestui fapt, trunchiul rămâne foarte fix. Stabil. Uitați-vă un pic, este fixă și numai brațele se mișcă, exact. Incredibil. Pe această coborâre însă, am nevoie și de un fesier foarte bine încordat. Și dacă adaug și o răsucire, oblicii interni și externi participă și ei la mișcare. Și vorbește în același timp. Și este destul de dificil. Florin, colegul meu, care ar fi trebuit să fie alături de mine astăzi. Atrasția cu Florin. Unde ești, Florin? M-a lăsat să lucrez singură, vrei, dar... Vrei să mă mișc eu pe un exercițiu? Nu, cred că sunt ok, dar dacă prost. Vrei totuși, aș putea să sunt încă în convalescență. Cât pot să mai folosesc scuza asta? Două săptămâni mi-a zis domnul doctor să nu fac, până îmi scot firele, da? Am măseau scos. Bun. După ce am trecut de faza de încălzire și exercițiile acestea de obicei sunt chiar la început, putem să mergem să lucrăm foarte bine coapsele, fesierul și din nou, dacă eu aș alege să-mi adaug ganterele, aș lucra foarte bine și pe brațe. Okay. Mușchii stabilizatori, așa cum spuneam, sunt foarte importanți în pilates. Vedeți că eu am accesat mușchii coapsei foarte bine, am fesierul piciorului de sprijin, pot să țin brațele întinse la linia umerilor și doar din această ținere eu mi-am activat foarte bine trunchiul. Piciorul de jos este atât de moale, este atât de ușor, încât simt că plutesc pe el și toată ridicarea o susțin aici. De aceea spuneam eu că pilates stabilizează foarte bine contracțiile musculare, întărește articulațiile. Voi vedeți ce se întâmplă aici? Suntem aici pe deschidere, pe închidere, ducem brațele sus și ne jucăm. Deci toată chestia asta din pilates, tu de cât timp faci? Eu fac pilates de 14 ani. Da. Și într-adevăr, corpul meu nu arăta așa înainte de pilates. Este ceea ce spun oamenilor atunci când vin. Se rafinează pe măsură ce execuți. O să mai arăt un exercițiu care mie îmi place foarte mult. Inspir pe loc, expir. Asta vedeam eu mai devreme, de mi-am făcut cruce. Hai, vă rog să vă faceți cruce și voi. Wow. Uite ce frumos. Dar eu mă uit că îi se vede flexor carpi radialisul de pe mână. Voi ați văzut că putem să facem... Ce mă? Anatomie, ați văzut mușchii acum, se văd fiecare perfect. Flexo, mai zi o dată. Știi ce zic, un alt exercițiu care îmi place, iarăși foarte mult și cu care într-adevăr ajungi după multă pregătire, este acesta și care într-adevăr solicită tot corpul, așa cum vă spuneam. Uai lei! Asta e reacția mea de semi-ardelean. Uai lei! Incredibil. Super. Spuneam că pilates lucrează întreg corpul în același timp. Nu există antrenament în care să vizezi doar bicepsul sau doar tricepsul sau doar spatele. Se poate apuca oricine de pilates? Se poate apuca oricine de pilates. În funcție de nivelul de pregătire fizică la care ești, poți să accesezi în prima fază restabilirea musculară și mai apoi, într-adevăr, poți să mergi către performanță. Luminița, cum e pentru femeile însărcinate, de exemplu? Aici este o categorie care mi-e place foarte mult, pentru că modificarea centrului de greutate în momentul în care ești însărcinată duce... Ușor, haideți să lăsăm pe Luminița să respire. Gâfâie Luminița! Ei, să și vorbești, să și faci pilates. E foarte greu ce se ziceam că pilates este antrenamentul omului care gândește și că tu ești în corpul tău în timp ce execuți.
îți pierzi puțin suflul, într-adevăr. În timpul sarcinii, modificările coloanei vertebrale sunt evidente. Okay. Și atunci noi încercăm să restabilim puțin echilibrul, să întărim oblicii. Da, tu vrei să vezi cum e când ești însărcinată, așa făceai? Da, deci să înțeleg, se modifică mult cum e centrul de greutate. Ce trebuie să-mi întăresc? Oblicii? Așa. Oblicii, da, și abdomenul și firește mușchii spatelui, din nou ne întoarcem. Paravertebralii sunt esențiali pentru o femeie însărcinată, dar datorită creșterii în greutate, sigur că și mușchii membrelor inferioare nu trebuie să rămână pe afară. Cât ai spus că durează o ședință de pilates? 55 la început, de minute. La început zi. Tot timpul durează, da? 55 adică de minute. Adică dacă eu vin acum, direct 55. Da, 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 categoric. Timpul în care noi îți așezăm antrenamentul în funcție de necesitățile tale. Okay? Ceea ce identificăm pe corpul tău, imediat punem în aplicare. Perfect. Să căutați pe Instagram pe Luminița Petrișor și să vedeți ce minunății face acolo și să vă apucați de pilates. Eu m-aș apuca sincer pentru spate. Și cred că... S-ar prinde foarte bine, într-adevăr, pentru că atitudinile cifotice, lordoza, scolioza, sunt afecțiuni pe care pe noi ne afectează pe toți, indiferent de nivelul de performanță pe care îl facem, ca sportiv sau mai puțin sportiv. Săptămâna viitoare vreau să mergem la tine la studio. Ne vedem la studio, ne vedem la studio. Ne vedem la studio. Mulțumim, Luminița!